La ediția din acest an a Cupei Moș Crăciun la Înot au luat startul sportiv din Pitești de la cluburile CSM Pitești, Energic și Aquatonic. Cei mai buni dintre participanți au primit premii din partea organizatorilor. Nu este o participare foarte numeroasă din țară, din cauza că în această perioadă se mai află la București încă o competiție, dar noi suntem mulțumiți că din Pitești au venit absolut toți copiii care puteau să participe. Sunt în jur de 130 de copii care participă, 130 de copii fericiți. Foarte multă veselie în bazin și noi suntem foarte fericiți că am reușit să facem această competiție să se desfășoare extraordinar de bine. N-am avut afișaj pentru tabela de control, dar am avut totuși afișaj pentru videoproiector. Sperăm că toată tribuna este fericită, sperăm că toți copiii sunt fericiți pentru că au primit cadouri, mai ales cei care sunt aflați pe podium. Sincer, atâtea pungi cu cadouri, eu n-am mai văzut de foarte mult timp la o competiție organizată, mai ales de către noi în Pitești. Bazinul olimpic din Pitești găzduiește, începând de pe 13 și până pe 16 decembrie, campionatul național de semifond al juniorilor. Aceasta va fi practic ultima competiție oficială din acest an.